Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit azi în Brașov despre bani. Banii noștri ai brașovenilor, administrați de Consiliul Local Brașov. Doamna Carmen Țop-Ferghete, președintele Comisiei Buget Finanțe din Consiliu, este alături de noi. Sărămâna, bun regăsit! Bine v-am regăsit! Sănătoși! Sănătoși tun! Stăm în izolare, suntem cu minți, respectăm regulile. Parțial în izolare, că am început munca. Mă rog, izolare din asta, din izolare. Cum s-a desfășurat activitatea comisiilor, a Consiliului Local în această perioadă? Am mai văzut consilieri locali brașoveni care au mai postat din când în când pe rețelele de socializare câte o poză, se lucra cu astfel de softuri în așa fel încât oamenii să stea totuși la distanță. Păi în această perioadă, ca toată lumea, am lucrat și noi pe aceste, în modul modern, așa de fapt cum se lucrează și cum ne permite tehnologia. La nivel de Consiliu Local, deci online, iar la comisii, secretarul și președintele comisiei ne-am prezentat și la sediul la primărie, în situația în care a trebuit să semnăm aceste hârtii, deci hotărârile, proiectele de hotărâre. Dar am fost cu mănuși, cu mască, s-au dezinfectat în așa fel încât să fim în condiții maxime de siguranță. Iar ședințele, ați văzut, se desfășoară online și probabil și în această lună tot așa se va desfășura online ședința pentru a fi în condiții de siguranță și pentru a nu simți că ne vom îmbolnăvi. Sperăm să nu, să fie toată lumea sănătoasă, să ne vedem cu bine după această perioadă. Da, s-au schimbat stările, ca să zicem așa, de la urgență am trecut la alertă, însă în continuare autoritățile ne recomandă să, pe cât posibil, să nu ieșim din casă sau din birou, dacă mergem la firmă, să nu ieșim așa, pur și simplu, să ne plimbăm. O să vină și momentul ăla, eu sunt convins. Dar până atunci cred că trebuie să respectăm niște reguli, pentru că altfel pandemia asta s-ar putea să se întoarcă. Încă are dinții destul de ascuțiți. Da, se respectă încă regulile. O parte dintre noi ne-am reactivat, deci și societăți comerciale. La nivel de primărie s-a lucrat, ați văzut un program redus și toate documentele erau depuse online. Lumea a început să meargă la birou, se aglomerează străzile, dar nu vrem să pierdem ce am câștigat în această perioadă de izolare. Ca urmare, se face apel și de către autoritățile locale, și de către guvern, și de către președinte, de a respecta acele condiții minime de igienă, în sensul de a purta masca în locurile publice, de a fi cu mănuși acolo unde este cazul, iar la birouri și la locurile de muncă, pe cât posibil să se păstreze acea distanță socială pentru a nu ne îmbolnăvi. Și a face în schimburi, a izola locurile de muncă dacă nu se poate altfel, dar trebuie să ne acomodăm cu aceste noi condiții și să începem să lucrăm, pentru că oricum societatea nu s-a oprit în loc. Dacă noi ne-am izolat, asta nu înseamnă că, ați văzut, natura se desfășoară așa cum trebuie, este primăvară, orașul și el este viu pentru că trebuie să existe, nu putem să spunem că dacă ne izolăm, gata, în momentul ăla s-a închis totul. Nu s-a închis. Viața continuă. Și după această perioadă, și de această perioadă de izolare, și după această perioadă de alertă, deci viața va continua. Ca urmare, trebuie să avem și de unde să consumăm, și ce să consumăm, și să avem și mașină să ne deplasăm, să fie și străzile în regulă, pentru că asta este viața, cu bune, cu rele. Corect. Costă și foarte puțin în această... Mi-am făcut o poză ieri la benzinărie, că nu cred eu că o să ne mai întâlnim noi cu 4 lei și ceva litru de motorin. Nu cred personal. Și am ajuns, evident, la bani. Foarte, foarte multe cheltuieli neprevăzute în această perioadă, provocate, evident, de împiedicarea răspândirii noului coronavirus. Primăria a făcut niște eforturi, am discutat și cu primarul municipiului Brașov, tot așa pe Zoom, în emisiune. Cum se vede din partea din Comisia de Buget? Da, într-adevăr, există cheltuieli neprevăzute, pentru că nu s-a putut prevedea și nici n-am fi vrut să ne gândim la așa ceva, dar pentru că întotdeauna bugetul, pentru a-l echilibra, noi am avut grijă să mai avem un pic de rezervă, atunci am putut să ne permitem aceste cheltuieli. Nivelul lor și impactul lor asupra bugetului local
O să-l vedem după ce se vor deconta toate cheltuielile care au fost făcute, adică să spunem la nivel de luna iunie, când se va proceda la încă o rectificare a bugetului local. Vom avea una în 29 mai, când va fi ședința de Consiliu Local pentru proiectele care s-au aprobat, iar pentru cheltuielile care se vor face pentru această perioadă dificilă, vom vedea care va fi impactul lor asupra bugetului local, dar sperăm să nu fie unul, și suntem siguri, cel puțin vorbesc din punct de vedere al președintelui Comisiei Economice, nu va avea un impact atât de mare încât să nu putem să suportăm cheltuielile așa cum le-am prevăzut în buget. E adevărat, unele vor fi reduse acolo unde va fi cazul, dacă va fi cazul, dar în general, ceea ce am văzut până astăzi, pot să vă spun că nu ne-a dezechilibrat. Am avut ceea ce, bineînțeles, are o repercusiune asupra bugetului local, este faptul că s-a decalat un pic încasarea impozitelor locale până la nivel de 30 iunie, când ele, de fapt, trebuiau până la 31 martie, așa au fost întotdeauna, până la 31 martie, o primă parte de 50%, deci ele s-au decalat cu 3 luni, ceea ce, să spunem, a creat și aici un decalaj de venituri. Dar au fost o parte din persoanele fizice care deja și-au achitat și le mulțumim pentru asta și sperăm că agenții economici vor face un efort pentru a sprijini bugetul local cu virarea de impozite și taxe la nivelul lunii iunie. Este important asta pentru că toți trăim în acest oraș, știm că avem nevoie să ne desfășurăm activitatea, să fie acele servicii care sunt asigurate de primărie, dar bineînțeles sunt făcute de societăți care se ocupă cu adunatul gunoiului, cu reparatul străzilor, cu întreținerea zonelor verzi. Deci toate aceste lucruri, să spunem, care sunt minime, dar trebuie făcute, că nu putem să ieșim într-un oraș prăfuit, într-un oraș care ar părea părăsit în momentul când ieșim din casă să vedem așa ceva, că după atâta stare de izolare, cred că ar cădea lumea în depresie. Da, sunt convins de lucrul ăsta și, pe de altă parte, vă zic, n-am ieșit așa cum ieșeam altă dată, ne-am redus cam, eu mă gândesc că toți cetățenii care au un pic de minte și au redus pe cât posibil deplasările, am făcut și eu lucrul ăsta, dar când am ieșit, eu să știți că am fost plăcut surprins de cum arată orașul nostru, iar ieri, de exemplu, că m-am mișcat un pic mai mult în trafic, pot să spun fără să greșesc că a fost o zi obișnuită chiar și în trafic. Da, da, așa este. Începând de luni, a început să devină traficul cam cum era înainte de izolare. Oricum, lumea este, ați văzut, începe să se ferească să nu se contamineze sau să nu anulăm ceea ce am câștigat. Că mai sunt și altfel de persoane, asta este o altă și sunt cazuri particulare, dar să știți că lumea în general este grijulie și se are grijă de celălalt. Poate asta este un lucru care nu că l-am învățat, ci l-am reînvățat, de a avea grijă unul de altul și atât pe stradă, cât și în mijloacele de transport, adică de a ne păzi de acele lucruri care după aceea este greu să le, mai bine le prevenim decât să trecem prin ele, boala. Exact. S-au făcut, apropo tot de bani, operațiuni de dezinfectare a străzilor, stațiilor de autobuz, mijloacelor de transport în comun pe la instituțiile din subordinea Consiliului Local, școlile au intrat și ele într-un program. De asemenea, s-au trimis măști, dezinfectanți, medicilor de familie, familie, asociațiilor de proprietari. Ăștia sunt niște bani aici. Da, primăria a avut grijă, deci dacă noi nu avem spitale în subordine, că ele sunt în subordinea Consiliului Județean, totuși primăria s-a implicat în aceste lucruri și a cumpărat, ați văzut, materiale pentru protecție, dezinfectante, acum are grijă și pentru școli, după ce încep clasele a 8-a și a 12-a, care o să trebuiască să vină la școală pentru examene, deja se pregătesc materiale pentru această perioadă și se pregătesc școlile pentru ca elevii să nu se contamineze. Pe perioada aceea în care toată lumea stătea în casă, să știți că și executivul primăriei, dar și noi, consilierii locali, ne-am înscris pe listă de voluntariat. Ce am făcut în această perioadă? Odată, când ne-am dus cu pachetele
înainte de Paști pentru persoanele cu venituri minime, cărora primăria, împreună cu Direcția de Servicii Sociale, le-a pregătit alimente de strictă necesitate și pentru că ele nu puteau să vină fiind peste 65 de ani și n-au avut pe cine să trimit, atunci înscriindu-ne pe lista de voluntari, noi consilierii PNL toți și o parte din colegii noștri din cartiere, ne-am ocupat cu distribuția acestor pachete. De asemenea, consilierii noștri, colegii mei de la PNL, au donat 1000 de lei indemnizația pe o lună spre primărie pentru a fi direcționată spre acele familii și persoane care au nevoie de materiale, de alimente. Adică consider că chiar dacă a fost pe stare de urgență, noi trebuie să suntem responsabili de ceea ce se întâmplă în orașul nostru și trebuie să avem grijă de cetățeni. De cei cu venituri mici, de cei cu copii, pentru că sunt familii care nu s-au putut descurca. Și ca urmare, noi ne-am pus la dispoziția primăriei, prin Direcția de Servicii Sociale s-au putut împărți aceste alimente și tot ceea ce au avut nevoie, sau dacă au avut nevoie cei carantinați, s-au dus și acolo diverse materiale, produse, tot ceea ce era nevoie, medicamente, dacă a fost nevoie să se cumpere. Am avut grijă și în cartiere, am ținut legătura cu cetățenii din cartiere și atât noi telefonic sau prin prezența, cum ne-am dus pe stradă să împărțim pachete, cât și prin colegii care sunt vecini și am văzut dacă aveau nevoie anumite persoane în vârstă să le ducem gunoiul, dacă aveau nevoie de cumpărături, ne-am mobilizat și am făcut aceste lucruri. Cred că este important că atunci când societatea este într-un impas, să ai grijă de cetățenii din localitatea unde ești. Da, asta cred că poate oricând să depășească zona politicului, pentru că până la urmă trăim toți în comunitate, indiferent de partidul din care facem parte, avem nevoie de ajutorul celorlalți sau, dacă suntem în deplinătatea capacităților, să oferim ajutor celorlalți. Eu chiar, iarăși, cred, sunt convins că noi în pandemia asta am mai învățat câte ceva, câte o lecție, mai mică, mai mare, neimportant. Până la urmă este că, sau până la urmă este important că am învățat câte ceva și partea asta de întrajutorare cred că este fantastică din punctul meu de vedere. Oamenii chiar au sărit în ajutorul celorlalți. Da, așa este. Și să știți că am avut un sprijin și din partea parohiilor, deci din partea bisericilor. Au venit, au consiliile care sunt consiliile parohiale, au venit oameni care sunt din parohia respectivă de la biserici și împreună cu noi au împărțit și ei aceste pachete. Adică putem să zicem că este solidaritatea omenească. S-a întâmplat acum ceea ce, de fapt, noi ne doream să se întâmple, dar nu într-o situație de acest fel. Adică am fi vrut poate într-o altă situație mai fericită, dar niciodată nu este târziu și niciun lucru nu rămâne fără învățarea unei, să zicem că am tras o concluzie. Trebuie să fim solidari și în fața binelui și în fața răului. Corect. Până la urmă vin în continuare niște momente, din punctul meu de vedere, dificile. Nu sunt adeptul teoriei conspirației că vine un nou val de COVID și așa mai departe. Chiar dacă vine, vine, asta este. Probabil că o să fim ceva mai pregătiți. Dar ați pomenit de examenele copiilor de clasa 8-a și de clasa 12-a. De asemenea, mai sunt și examenele de la colegii pentru cei mici care vor intra în clasa 5-a la unul dintre colegiile brașovene care organizează examen pentru așa ceva. Deci va fi o perioadă de examene, iarăși trebuie să fim foarte, foarte atenți. Am văzut astăzi o știre credibilă, să zicem, în Franța, după ce copiii s-au întors la școală, au apărut, Franța, o țară mare, sigur, cu mulți copii, dar au apărut, culmea, la școală 70 de cazuri. La nivel național, dar totuși s-a întâmplat. Am vorbit înainte că primăria se ocupă să pregătească și conducerea școlilor. Să pregătească, deci să fie cât mai bine dezinfectate școlile, să fie distanțarea aceea care trebuie și încearcă și pe copii să învețe, pe elevi, pe tineri să învețe. Nu să învețe, că ei știu deja, pentru că au trecut prin aceste lucruri în perioada aceasta scurtă,
dar să poată și la școală să facă același lucru care l-au făcut în această perioadă a stării de urgență sau de alertă, să se protejeze. David, cu măști, să aibă grijă să poarte măști, să nu mai fie acele îmbrățișări care erau, deși cred că ăsta era farmecul clasei a 12-a, nu? Când, dar asta este, este o perioadă dificilă și nu avem ce să facem și nici să pierdem ce am câștigat. Aceea că nu, lumea nu s-a îmbolnăvit în măsura în care sunt în alte țări, ați văzut, și așa cum spuneați, cum s-a întâmplat și în Franța, cum se întâmplă și în Anglia. Deci sunt lucruri care noi nu ni le-am dorit. Da, din fericire, cumva, pentru noi, nu sunt sigur la capitolul ăsta și n-aș vrea să emit o teorie pe care să o regret altădată, probabil mai târziu. Ideea este că România s-a descurcat mai bine un pic în pandemie. Acum, dacă ne raportăm și la numărul de locuitori, sigur, om fi fost noi mai cuminți, mai speriați, nu știu ce să zic, alții poate au luat-o în glumă, cu siguranță italienii au luat-o un pic în glumă și, din păcate, au pățit ceea ce au pățit. Probabil și francezii, la englezi lucrurile au stat altfel, pentru că nu a fost neapărat vina lor, cât a fost vina autorităților, care nu s-au mișcat așa cum s-au mișcat autoritățile din România. De bine, de rău, la noi lucrurile au fost destul de clare, reacția a fost relativ rapidă, nu știu dacă putea să se întâmple sau să apară acea reacție de stare de urgență un pic mai repede, poate era chiar mai bine, dar nu există lucruri perfecte în acest domeniu atunci când apare o pandemie. Lucrurile însă cumva au stat destul de bine și discutam și ei acum vreo două zile în emisiune cu doamna director de la Direcția de Sănătate Publică. Le spuneam, felicitări brașovenilor, cel puțin ne refeream strict la brașoveni, s-au comportat bine, foarte bine chiar, în anumite condiții și am trecut peste asta. Da. Cred că au înțeles brașovenii că este mai bine, ce povesteam, să previi decât să tratezi. Poate exista și acea teamă de a nu ajunge în spital, gândindu-se, văzând ce se întâmplă și în China și în Italia. Spuneam că sistemul nostru de sănătate poate n-ar face față unor asemenea lucruri și ca urmare aceste temeri au făcut să fie brașovenii cuminți, da, ne referim în primul rând la brașoveni, pentru că aici trăim și suntem cu ei, și au fost mai cuminți și ca urmare nu au existat atâtea îmbolnăviri. Sperăm și de acum încolo să fie la fel. Dar asta și datorită, să spunem, doctorilor și celor care au coordonat, dar și autorităților publice locale care s-au îngrijit să existe toate acele materiale de care au nevoie. Ați văzut, noi la rectificarea bugetului din luna aprilie am aprobat rectificare pentru achiziționarea unei salvări, care de fapt este un mini-spital. Pentru că la un moment dat spunea că un cetățean și-a pierdut viața pentru că n-a putut să fie imediat tratat ce a ajuns la loc, era un accident și nu a putut fi tratat. Ca urmare, pentru că încercăm să prevenim și Doamne ferește să nu mai vină încă o dată un al doilea val, dar Consiliul Local s-a gândit că este bine, la propunerea domnului primar, să achiziționăm această salvare sau acest mini-spital pentru ca cetățenii Brașovului și nu numai ai municipiului, ci ai și ai județului să beneficieze de cele mai bune condiții pentru prevenirea unor stări neplăcute sau a unor incidente care după aceea să le regretăm. Da, dacă mă întrebați pe mine, bun, nu este sistemul încă în România de așa natură, dar la felul în care brașovenii reacționează plătindu-și taxele și impozitele către primărie, către Consiliul Local și la ce ar putea să rămână aici la Brașov din taxa pe valoare adăugată, mai repede aș vedea anumite chestiuni legate strict de, știu eu, primă intervenție
să vină cumva din bani, din buget pus la dispoziție de primăria municipiului Brașov. Cred că și brașovenii ar reacționa altfel, ar fi altfel stimulat să-și plătească. Noi le plătim, în general avem un grad de încasare destul de mare la Brașov. Da, da, așa este. Dar probabil ar fi și mai mare în momentul în care ar ști că din banii ăștia se mai cumpără și o astfel de salvare, poate să mai cumpără și o mașină de pompieri și așa mai departe. Da. În condițiile acestor cheltuieli suplimentare de care am vorbit un pic mai devreme, provocate de împiedicarea, dorința asta de a împiedica răspândirea noului coronavirus, ce fac celelalte capitole bugetare? Evenimentele culturale, clar, nu ați vor mai fi... Deocamdată, da, deocamdată cred că este... Zic eu, prematur să discutăm ce se va întâmpla din iulie încolo. În acest moment discutăm de luna mai și luna iunie, sau de la 1 ianuarie până în 30 iunie, pe niște capitole bugetare pe care suntem siguri că le putem acoperi. Avem o problemă, hai să nu-i spun chiar problemă, dar avem aici chiar o mică problemă referitoare la instituțiile de cultură. Aici instituțiile de cultură inițial s-a spus că pot intra în șomaj tehnic, ca urmare s-au depus documentații să se primească banii, iar după două, au primit teatrul Arlechino a primit, după care după două zile au primit hârtie să restituie banii pentru că nu se încadrează în a primi șomaj tehnic și că nu fac obiectul șomajului tehnic. Da. Ceea ce un pic ne-a dezechilibrat, pentru că la rectificarea bugetului de stat s-a scos și acel 3% care era destinat direct instituțiilor de cultură pentru finanțarea lor. Și un pic, să spunem, că ne-a dezechilibrat, dar pentru moment, pentru că noi vom găsi și găsim și acum surse de a le susține aceste instituții de cultură, fiindcă sunt ale noastre și știm că avem oameni de valoare acolo, totul este să nu intre în panică nici ei și nici noi, și cred că și angajații din aceste instituții de cultură, pentru că niciodată Consiliul Local, de când suntem sau aici, să zicem, funcționăm din 2004, de când îi știu eu, niciodată nu a fost să-i lase fără salarii sau fără plata utilităților. Sau... Nu. Întotdeauna s-au găsit o modalitate de acoperi acele cheltuieli care au venit și ele acum neprevăzut, fiindcă 3% să ne dea pentru instituțiile de cultură, noi ne acoperea un capitol foarte mare din salarii. Dezechilibrul acesta de care vă povestesc este, de fapt, câștigarea în instanța unor majorări de salarii, care acum sunt până la nivel de 2022 și pe care executivul primăriei și noi, Consiliul Local, am hotărât să le dăm în 5 ani, ca așa prevede legea. Deodată venim cu aceste... Și atunci, dându-le în 5 ani, îți acoperi și puteți să susții aceste lucruri. Acum, aia veni și perioada de pandemie, ei nu se mai încadrează în șomajul tehnic. Va trebui să le acoperim acele cheltuieli și o vom face, dar trebuie și ei să aibă răbdare și să aibă încredere în primărie că nu, și în Consiliul Local, că nu vor rămâne nici fără salarii și nici fără plata utilităților pentru a-și putea desfășura activitatea. Vor trebui să regândească și ei, apropo de ce discutăm de evenimente, să-și regândească modalitatea de lucru și modalitatea de ținere acestor spectacole și cum se vor desfășura în a doua parte a anului, pentru că asta este, ne adaptăm toți. Ne adaptăm toți și știm că trebuie să facem altfel lucrurile decât le-am făcut până acum. Da, absolut corect, de acord cu dumneavoastră. Toată industria aceasta, din care și eu fac parte, mă pricep destul de bine la subiect, a ceea ce înseamnă entertainment, spectacole, cultură până la urmă, de ce nu, suferă în acest moment. Cei care sunt angajați și noi, la stat, și noi suferim, da? Cei care sunt angajați la stat suferă într-un fel, cei noi suferim și noi că nu mai avem spectacolele acelea și mari și nu putem să stăm în piața sfatului. Putem merge la teatru, nu putem. Deci și spectatorii suferă, nu numai actorii și nu numai cei care se ocupă. Toată lumea suferă. Da, o să trecem și peste lucrul ăsta și eu cred că totdeauna românii au fost destul de inteligenți să găsească soluții.
proiectele sociale cunoscute la Brașov. Vorbim deocamdată de prima jumătate a anului. Da, vor exista bani, de exemplu, în cea de-a doua jumătate a anului 2020 pentru proiectele cunoscute. Primul ghiozdan, premii de excelență, tichetele cadou pentru persoanele în vârstă, primul trusou pentru nou-născuți, lucruri de care noi am mai discutat în emisiune, dar acum venim totuși după pandemie. Mai sunt bani pentru astea? Da, da. Aceste proiecte ni le vom susține și așa cum rugam poate ca agenții economici să-și plătească impozitele atât cât pot, jumătate, un sfert, oricum ajută, noi putem să susținem aceste lucruri. Iar ce primim din cotele defalcate, care au o anumită direcționare, ne ajută și de acolo. Și să știți că în prima parte a anului, să zicem în primele patru luni, hai că a cinci acum este aproape festival și acum, deci a fost aproximativ cam cât ne-am programat. O medie, o diferență, deci noi ne-am programat cam 27 de milioane 700 și au venit cam din cotele de defalcate 26.700, deci cu un milion mai puțin, posibil să ne reglăm în partea a doua a anului. Deocamdată nu s-au simțit aceste mici, să zicem, mici diferențe la venituri, dar până la nivel, zic eu, până la nivel de luna septembrie, cu ce știm acum, putem să ne descurcăm. După aceea, dacă vom încasa impozitele, dacă vor mai veni din cotele defalcate, poate se întâmplă și alte, nu se reface, se începe munca, lumea merge nu la job-uri și atunci vin și din veniturile, impozitul pe venit este mai mare. Și da, ne poate reuși și acolo să mai primim ceva fonduri. Adică nu trebuie să disperăm și nici să spunem unele lucruri, pentru că atunci când am făcut bugetul la începutul anului, întotdeauna avem grijă să mai avem un pic de rezervă. În așa fel încât să putem să dezvoltăm și orașul, adică și investițiile, că trebuie să meargă. Nu putem să nu le facem, nu, poate nu la nivelul la care am fi vrut să le dăm, dar vor merge toate. Deci el trebuie să... Orașul trebuie să funcționeze și cetățenii orașului trebuie să se bucure de acest oraș al lor. Pentru că plătesc taxe și impozite, foarte clar, nu? Da. Da. Presupun că, văd că sunteți foarte optimist, așa îmi place. Presupun că există și banii aia pentru, știu eu, cofinanțările pe care trebuie să le... banii pe care trebuie să aibă municipalitatea pe proiecte, pentru cofinanțări, da, la proiecte europene. Da. Da. Bine, acolo sunt proiecte multianuale, deci cotele care vin, e puțin, că sunt 2% sau sunt 4%, vin parțial. La urmare, sunt, știți de ce sunt optimistă? Pentru că sunt economistă. Eu toată această perioadă, noi economiștii, contabilii, noi nu am stat acasă mare parte din timp sau am lucrat de acasă. Fără noi, nu se putea lua nici șomajul tehnic, nu puteau fi nici acele certificate, adică toate aceste lucruri care s-au derulat nevăzute de nimeni au fost făcute de economiști și contabili, să știți. Deci noi acest că și eu am contabil, adică da, știu că da, am avut nevoie și la partea de șomaj, la în toate lucrurile astea de da, care pomeniți. Da, deci pentru că și trebuie... jurnaliști. Nu? Da. Uite, și jurnaliștii. Nici ei n-au stat acasă. Bine, așa acum, e, da, așa e. Cu meseriile astea, acum medicii au fost în, sau personalul medical au fost în prima linie și cred că toată țara asta trebuie să le mulțumească pentru efortul pe care l-au făcut. Pe de altă parte, nici ei, ca și personal medical, să se bucure, dar se bucure cumva temperat așa de lucrul ăsta, pentru că până acum 6 luni, 8 luni erau indivizi care nu-i scoteau din șpăgari și așa mai departe. Acum a trecut un pic umbra peste jurnaliști. Bă, că voi îi faceți, stârniți panica, că nu știu ce, nenorociților. Haida, haida. Deci astea sunt perioade, perioade și perioade. O să treacă și pe urmă iarăși vor fi jurnaliști în prima linie și personalul medical în linia a doua. Asta este viața. Da, după părerea mea, cred că toți am fost în prima linie pe meseria care o facem. Și cetățenii care au stat acasă au fost în prima linie, dacă ne gândim, pentru că au reușit să se izoleze și să respecte condițiile să nu iasă din casă. Noi, cei care trebuiam să facem, să meargă aceste lucruri, să intre șomajul tehnic, omul să aibă din ce să trăiască, nu? Că altfel, nu? La spitale, să fie aprovizionare, să poată să-și facă, să aibă materialele de care au nevoie, toată lumea a fost așa. Nu și jurnaliștii.
trebuiau să aibă știrile. Că le dădeau într-un anume fel, asta depinde fiecare de unde privim. Nici contabilii nu sunt perfecți, nici jurnaliștii, nici medicii, nici polițiștii. Suntem oameni, dar ați văzut că am dat dovadă că putem fiecare la locul lui de muncă să facem față chiar unui stres și unei situații destul de grea. Deci această situație nu s-a mai întâlnit niciodată. Și cu atât mai mult noi putem să fim mândri că am făcut față situației. Și măcar să fi învățat ceva, măcar. Mulțumim frumos, doamnei Carmen Țofergete, președintele Comisiei Buget Finanțe din Consiliul Local. Stăm mai liniștiți dacă președintele Comisiei care se ocupă de bani este optimist. Noi nu mai avem ce comenta. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.